Romanța răspunsului Mut: Ce văd? E adevărat? Tu ești? Cum n-ai murit? Tot mai trăiești? Pendulă care te-ai oprit din mers, încerci acum să mergi în sens invers? Hai, spune spunem tot ce știi, să-mi spui chiar și minciuni, să-mi spui ce n-ai spus nimănui, nici celor morți, nici celor vii. Ce victime ai mai făcut din clipa în care urmați am pierdut? Ce vrăjitoare te-a trecut prin foc și a reușit să-ți pună inima la loc? Și care anume sfânt din calendar te-a sfătuit să te întâlnești cu mine iar? De ce zâmbești? E adevărat? Te-ai răzgândit? Ne-am împăcat? Iar ne iubim? Sau poate și azi ne regăsim aceiași vechi dușmani? Dar tu mai știi după câți ani? Eu te-am iertat de mult. Da, tu." Răspundem da, răspundem nu, totuna mie. Știi tu de ce. La tine da și nu, nu sunt, decât aceleași vorbe în vânt." De ce te temi? De ce ți-ascunzi în palme ochii tăi rotunzi? De ce ți-a prins ca un semnal de foc bengal obrajii tăi de porțelan și inima de caliban?" Răspundem." Vreau să știu și eu de ce ai venit." De dragul meu?" Sau poate n-ai venit decât să-mi torni, ca și în trecut pe gât, un păhărel de coniac, ca eu să tac, iar tu să țipi și să dispare apoi suspect cu voluptatea unei bombe de efect. Ce zici? Așa e cam ghicit de ce ai venit? De ce te încrunți și nu-mi răspunzi? Ce nou secret îmi mai ascunzi? De ce scrișnești din dinți și taci? Ai, spunem ce ai de gând să faci, deschide-ți gura, mi de dragi, și lasă-mă să-ți mai sărut, nu gura, ci răspunsul mut.